Chiar acum, când urmărești acest video, o mulțime de oameni în lume suferă un infarct de miocard și nu toți supraviețuiesc. Sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0, locul din online care îți furnizează informații medicale de calitate avizate de specialiști. Rămâi aici și află ce semnale de avertizare îți transmite organismul că ești în pericol iminent de a suferi un atac de cord și ce diferențe există între simptomele pe care le manifestă bărbații și cele pe care le experimentează femeile. Dacă sunt întrebați care sunt simptomele unui atac de cord, cei mai mulți oameni indică durerea toracică. Nu este un răspuns greșit, cât unul incomplet. În ultimele decenii, oamenii de știință au ajuns la concluzia că simptomele atacului de cord nu sunt întotdeauna foarte clare. Mai mult de atât. Aceștia au observat că ele pot să apară în diferite moduri și că pot depinde de o serie de factori, cum ar fi sexul, vârsta și tipul de boală cardiacă de care suferă pacientul. Nu depind însă de câtă carte ai învățat, de câți bani ai în cont, ce pile ai prin instituțiile statului, ce tip de mașină conduci sau de câte ori te-ai recăsătorit. Din toate aceste puncte de vedere, suntem egali în fața infartului. Înainte de a-ți spune care sunt semnele de avertizare ale corpului premergătoare unui infarct, te rog mult să reții un lucru foarte important. Dacă suspectezi că ceea ce simți pot fi simptomele timpurii ale acestuia, adresează-te medicului pentru a primi ajutor. Cu cât o vei face mai repede, cu atât șansele tale de recuperare vor fi mai mari. Din păcate, multe persoane ezită să o facă, deși sunt convinse că ceva este în neregulă cu ele. Mai bine să te fi înșelat și să fi făcut investigații degeaba, deși este impropriu spus degeaba când e vorba de sănătatea ta, decât să suferi leziuni cardiace grave pentru că ai stat și ai așteptat prea mult până să mergi la medic. Nu mai zic de lucruri mai nașpa de atât. Așadar, Cunoașteți și ascultați corpul. Lasă-le naibii de treburi pe care le consider prioritare, pe care zici că trebuie să le rezolvi înainte de orice altceva. Nu au cum să fie mai importante decât viața ta. Pentru că dacă ți-o pierzi, ales bules praful s ales. Nu te mai agita ca sifonul să o faci și pe aia și pa altă, punându-ți sănătatea pe ultimul loc de pe listă. Știi gluba aia macabră care zice că într-o zi toate lucrurile se vor îndrepta? Ai început ce am zis, nu? Rar se întâmplă ca un atac de cord să fie brusc, spontan, fără niciun simptom. În general există semne subtile care apar cu zile, săptămâni sau chiar cu o lună înainte de producerea infarctului. Durere la nivelul toracelui. Este o durere resimțită în centrul pieptului ca o presiune care durează câteva minute și apoi dispare. Disconfort în alte zone ale corpului te mai poți confrunta cu o durere în spate, în umăr, în unul sau ambele brațe, în zona gâtului, în unele cazuri cu iradiere spre maxilar, bărbie sau urechi. Acest tip de dureri dispar și reapar. Dificultăți de respirație și senzație de sufocare. Acestea pot să apară însoțite sau nu de durerile de piept. Respirația este scurtată și ai senzația că nu poți inhala suficient aer, că te sufoci. Vorbim în acest caz de simptome care apar în absența efortului fizic, pentru că dacă tocmai ai urcat 8 etaje pe scări sau ai descărcat un camion cu marfă, se cam justifică. Disconfort digestiv, în unele cazuri apar manifestări care Făcălesc, făcându-te să te gândești că nu ți-a picat bine o mâncare, că un aliment nu a fost digerat corespunzător și că te-ai ales cu pânte căraie. Greața, vărsăturile și crampele abdominale puternice se pot număra și ele printre semnele timpurii ale atacului de cord. Stare de oboseală nejustificată. Dacă fără să te fi spetit muncind, te simți aproape permanent slăbit, scurs de puteri până la ultima picătură, ar fi bine să mergi la medic și să-i te văicărești lui. Că ora de acasă degeaba le spui, dacă te știu că tragi ca robu și le faci după toate. Să nu spese dacă doctorul e nevricos, te repede și zice că oboseala nu-i motiv să vii la consultație și că alții au probleme reale și grave. Tu ții o pata și insistă să-i explici că obosești fără să faci nimic. Oboseala asta nejustificată poate fi cauzată de hipertensiune arterială sau de vreo afecțiune cardiacă de care suferi, fără să fie avut habar. Că dacă ai fost deja diagnosticat cu o afecțiune cardiacă de care medicul știe, îți iau la în serios. Nu mai e nevoie să insiști tu. Alte semne timpurii ale atacului de cord includ intensificarea ritmului cardiac, palpitațiile, stările de confuzie, durerile de cap, amețelile frecvente, transpirația excesivă, Tusea, fumezi ai, și tulburările de somn, dificultăți în a dormi, insomnie sau somn agitat care nu-ți permite să te odihnești. Sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0. Și bine că ești aici, pentru că o să afli ceva ce poate nu știai că tabloul simptomelor infarctului nu este identic la bărbați și la femei și că acestea pot varia. Și o să-ți mai spun și șapte lucruri care stau în puterea ta să le faci pentru a preveni atacul de cord. Domnilor, am o veste proastă. Sunteți mai predispuși la infarct de miocard decât femeile. Domnilor, mai am o veste proastă. Vi se poate întâmpla la vârste mai mici decât ale femeilor. Iar dacă aveți în familie antecedente de bol de inimă, hipertensiune, colesterol ridicat, obezitate, riscul este și mai crescut. Domnilor, am terminat cu veștile proaste. Simptomele unui atac de cord la bărbați. Durere în piept. O presiune pe care o simți ca și cum ți-a așezat cineva pe piept un palet cu saci de ciment senzație care poate veni și pleca sau poate rămâne constantă și intensă. Durere în brațe, în numărul stâng, spate, gât sau maxilar, bătăi rapide sau neregulate ale inimii, disconfort stomacal care se simte ca o indigestie, dificultăți de respirație, chiar și în stare de repaus, amețeli însoțite de transpirații reci. Și totuși, Trebuie să ai în vedere și că este posibil ca simptomele tale să nu se potrivească 100% acestei descrieri. Ai încredere în instinctele tale. Dacă simți că ceva nu este în regulă cu tine, mergi la medic. Simptomele unui atac de cord la femei. Doamnelor, ce avem în comun cu bărbații este durerea în piept care se poate răspândi în braț durerea în umăr, spate, gât sau maxilar, dificultățile de respirație, simptomele care mimează indigestia, amețelile și oboseala nejustificată care durează câteva zile și care apare brusc și este severă. Și de care zic domnii, hai dragă, nu mai exagera, dar ce ai făcut toată ziua să fii așa de obosită? Nimic, măi omule, de asta zic că nu ea bună. Doar am băut o cafea cu Georgeasca de la parter, am vorbit o oră și jumate la telefon cu sormea, am fost să mă pensez și să-mi fac manicura. Da, și vezi că ai în bucătărie cartofi prăjiți cu ouă. În plus, față de bărbați, simptomele prevestitoare de infarct la femei mai includ tulburările de somn și anxietatea, acestea fiind raportate în aproape 80% dintre cazuri. Se vede treaba că domnile au cu somnul, nu, nu se încurcă. Doamnelor, trebuie să vă spun și pe asta după vârsta de 50 de ani, adică de la menopauză mai încolo, la noi crește riscul de infarct. Și suntem mai puțin susceptibile de a supraviețui decât bărbații. Bă, dacă mori o câinii te mănâncă, să te văd, mă, ce faci fără mine. Că și de acolo să te bântui, mă, că mi-ai mâncat zilele. Zilele mi le-ai mâncat. Na, că m-a răcurit. Sfaturi pentru prevenirea infarctului. Dacă ai factor de risc cardiac, discută cu medicul. El va stabili la ce intervale de timp să te prezinți pentru efectuarea de analize și investigații care să urmărească starea de sănătate a inimii. Urmează o dietă sănătoasă pentru inimă, bazată pe consumul de fructe, legume, cereale integrale, proteine slabe, cum ar fi peștele, fasole, linte, nuci și ulei de măsline. Evită carnea roșie, alimentele procesate și băuturile cu zahăr adăugat. Renunță la fumat. odată dată pentru totdeauna, nu săptămânal. Străduiește-te să reduci nivelul de stres. Complicat. Petrece cel puțin două ore și jumătate pe săptămână făcând exerciții fizice de intensitate moderată, cum ar fi mersul pe jos cu bicicleta sau notul. Dormi între șapte și nouă ore pe noapte. Dacă ai primit tratament, ține-te de el. Ai în comentarii un link către un video despre recuperarea pacientului cardiac, în care medicul cardiolog Ștefan Busnatu răspunde mai multor întrebări și o zic că interesează ce zice. Te interesează sigur ce zici. Sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0, acolo unde găsești informații medicale corecte de la specialiști, gata, traduse pe limba ta. Ah, și zim că te-ai abonat, că mai iau palpitațiile, respirațiile și transpirațiile.